Salutare, băieții! Eu sunt Antidot, iar acest videoclip este unul foarte special. Știți de ce? Pentru că vom încerca lifehack-uri pentru Fortnite de pe TikTok. Nu știu dacă a mai făcut cineva asta pentru Fortnite, însă vom face noi, pentru că oricum ne jucăm doar Fortnite, deci cred că are logică. Și nu uitați, dacă vreți să facem și partea a doua a acestui videoclip, să facem partea a doua cu lifehack-uri de pe TikTok, ei bine, nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii și dacă se strâng, bineînțeles, foarte multe like-uri. Acum, Doamne ajută să funcționeze și hai să sperăm că sunt bune și că nu sunt degeaba acolo. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uitați și tu să spargi butonul și acela de like, ca strângem evident cât mai multe, anetul unor pe șopăcel ca să nu fii bocancel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții, iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Iar acum, hai să trecem la lifehack-urile noastre intense. Băiatul acesta ne arată cum să îmblânzești un mistreț. Probabil, da, mistreț, nu? Adică, da, da, că altceva nu poate să fie. Dar asta o poți face și la lup, din câte știu eu. Deci, a omorât doi chickens, adică doi din aia, doi pui, și acum și-a făcut cloaking asta. Cum se numea? The Hunter's Cloak, parcă. Da, da, da. Deci l-a craftat și acum o pune pe el. V-am arătat și pe canalul meu secundar, îl găsiți în descriere, v-am arătat acolo cum să faceți misiunile și cum să faceți asta. Da, mă! Deci, uite, deci omoară cum ar fi doi chicken din ăștia, adică doi pui, după aia primește materialele de care are nevoie, adică două oase și o bucată de carne, dacă nu mă înșel, da, uite, am zis bine, și după aia o craftează, pentru că așa funcționează crafting recipe-ul ăsta, adică rețeta asta de craft, și dacă folosești chestia asta, adică dacă folosești Hunter's Cloak, adică asta, ei bine, niciun animal nu te va ataca, nu știu de ce, dar descrierea este una ciudată, ci că miroși foarte ciudat, cerea nu se apropie animalele de tine sau de la miros, nu știu, dar scoate și efectul ăsta, știți? Și după aia poți să-i dai îmblânzire și nu pățești nimic, adică poți face la orice așa, e foarte tare. Având în vedere că este vorba despre lifehack-uri, bineînțeles, le vom încerca, adică până la urmă, pentru ce facem videoclipul ăsta? Ca să le încercăm, nu? Adică nu tot ce este pe TikTok este real. Cred că se înțelege de la sine, adică, da, hai să le încercăm. Eu stau să ne dăm și noi un shield aici până ne ducem pe acolo, că poate sunt mai mulți și dacă ne atacă, ne-am cam dus, măi, băieți, mă, ne-am cam dus. Deci, gata, hai că ne-am înarmat, iar acum trebuie să găsim ori lupi, ori să găsim mistreția de care avem nevoie, adică oricare dintre ei nu prea contează. Opa, ce-am găsit noi aici? Aici nu sunt alții, nu? Nu, nu prea sunt, ok. Oricum, o să mergem după ăștia și tragem exact cu aceeași armă cu care a tras el, nu? Adică, bine, nu joacă un rol important asta, dar, na, hai să încercăm. Deci am găsit aici un lup. Vino încoa. Mamă, câtă viață ai. Bun, ia să vedem câte materiale ne dă. Aoleu, aoleu, aoleu. Nu, 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 nu. Stați un pic, stați un pic. Ne împrietenim. Mi-a dat două carne și mie îmi trebuie cât. Ah, perfect. Nu vă trebuie atâtea, adică puteți omorâ și unul singur. Dăm aici crafting, nu veni după mine. Stai cu minte. Ia acolo, așa. Luăm și noi cloak-ul ăsta. Iar acum ar trebui să nu ne mai atace. Deci funcționează. Nu, se atacă în trei. Nu vă atacați, nu vă atacați. Ok, deci ăla e al meu și ăsta nu e al meu. Stai, mă. Deci pe tine nu mai pot, numai pe unul, că acum ăla e al meu. Păi tu stai, mă, bă. Stai, te ajut, te ajut, te ajut, lupule. Ăsta e lupul meu, lupul meu. Nu, stai cu minte. Gata. Uite, ăsta e al meu acum. I-am dat niște cărniță. Nice, deci hai că merge. Deci primul TikTok verified is very good, very good, checkmark. La al doilea, ci că trebuie să dai, să dai cu o armă. Dar văd că tipul ăsta a dat cu SMG-ul ăsta și văd că o să cad. Da. Deci este mult mai ok, are dreptate, gen să nu le distrugi normal, ci cu o armă. Și da, pică mai multe, adică există chestia asta care nu știu dacă este neapărat un glitch, însă funcționează foarte bine și îți dă mai multe piese. Și uite, de exemplu, el a dat acum cu SMG-ul ăsta. Deci dacă dai cu SMG SMG-ul, având în vedere că el dă un DMG mai mic și este în constant, s-ar putea să funcționeze, adică să-ți dea mai multe piese din alea, pentru că dai câte un pic de damage și îți pică câte o piesă. Dar acum, întrebarea este, funcționează și ne dă la fel de multe? Cred că bocancul ăla de pe TikTok a sărit în risk list. Acum, nu știu dacă este fix aici, dar eu știu că aici a sărit, pentru că erau mașinile alea parcate așa. Dar, având în vedere că nu văd nicio mașină galbenă, cum era și la el... Ba da, uite acolo. Ba da, astea sunt, da. Deci a fost în risc el sub băiatul ăla. Bun, hai să încercăm aceeași chestie. Căutăm un SMG din ăla, un pistol, machine gun, cum se numea ăla. Vreau să folosim aceeași armă, pentru că normal, dacă dai cu o armă din aia, cum a dat el, care spamează mult, s-ar putea să funcționeze mai bine. Acum nu știu sigur dacă o să meargă. Mi-a dat aici? Nu, mi-a dat un revolver. Hai să căutăm, mamă, cum ar fi să nu găsim. Uite-l! Deci avem noroc, deci avem noroc cu vieții noastre. Am găsit aici unul din ăsta. Bun. Hai să vă arăt o chestie. Deci, el s-a dus la orice mașină. Da, hai să mergem și noi la aceeași. Deci, el s-a dus la asta de aici, da? Bun, hai să dăm câte puțin. Hai că am cam tras.
Una. Mai dai? Două. Trei. Patru. Bă, chiar merge, mă. Câte mi-a dat, mă? Mi-a dat patru. Patru bucăți. Ia, dacă tragem și în asta. Tragem așa câte puțin. Câte un glonț. Bă, dă și tu la săraci aici, bă. Da, cred că cu SMG-ul ăsta funcționează cel mai bine, pentru că are gloanțele astea așa pe care le pot spama. Uite, mi-a mai dat una aici. Hai să folosim pe asta, da? Uite, una. Mai dă. Două, bun. Mai dă. Trei, uite acolo, deci avem trei. Patru. Cinci. Și cinci mi-a dat, nu? Cinci, hai să le numărăm. Le-am luat și avem, aoleu, avem trei. Păi și unde am văzut că sunt patru? Mai tragem o dată. Stai așa, o să explodeze. O să explodeze. Dă-te, aoleu. Gata, gata, gata. Mă! Am înțeles. Păi și câte sunt acum? Deci avem aici, așa. Sunt aceleași? Da, sunt tot trei. În orice caz, TikTok-ul merge, doar că la tipul ăla, nu știu de ce, i-a dat 5, bro. Adică erau mai multe, erau 5, 6, erau mai multe. Adică mi-a dat 4 la aia din stânga, dar depinde și de noroc aici. Dar funcționează, life-ul e bun, checkmark, verified, very good, funcționează. Și nu uitați, Ana, dă un rău pe șapă cel ca să nu fii bocancel și nu uitați, folosește MG-ul ăsta, că dacă nu ești bocancel și tu. Băiatul meu zice de niște chesturi secrete și hai să vă spun de la început, este cap sau este no cap? E bine! Să vă spun că este no cap, să vă spun că nu este, bă, chiar este no cap. Deci chiar există aceste lucruri și chiar cred că o să vă spun exact unde sunt toate. Dar există, sunt niște chesturi ascunse, niște chesturi legendare, respectiv și epice, pentru că poate să spice și loot epic. Și chestia interesantă la aceste chesturi este că există foarte multe pe hartă, sunt ascunse și trebuie să sap după ele. Și ce credeți că vom face noi acum ca să vă arăt că există? Da. Vom merge după ele. Și exact acolo, pe străduța aia, este un chest ascuns, mă băie, ce poți să spice orice și pump legendar și pump epic. Foarte multe chestii, foarte multe chestii. Bă, l-am găsit, bă. Nu cred. L-am găsit. Bă, în orice caz, am intrat în vreo 20 și ceva de meciuri, fără Caterinca, deci, da, uite-le aici. Le găsești pe orice mod, și pe Team Rumble, și pe modurile normale, iar chest, adică loot-ul de aici este 100% legendar sau epic. Și uite, poate pica și pump shotgun epic. Însă, nu vă recomand, am intrat în atâtea meciuri, cred că am jucat vreo 20 de minute ca să intru în toate meciurile astea să le caut. Și, aici în dreapta, o să vă pun aici toată harta cu unde găsiți absolut fiecare chest din asta care este băgat în pământ. Însă, nu vă recomand să le căutați. Puteți faceți un screenshot. Puteți să salvați linkul de la videoclip pentru că rămâne pe canal, dar nu vă recomand să le căutați pentru că nu se merită și durează foarte mult să le găsiți și nu se spawnează mereu, adică se spawnează 40%, 50% sau 60%, adică foarte, foarte greu, nu e șansa de 100%. Al meu vrea să deschide ceva, am găsit un secret nou, un secret nebun, un vault nou, ok, este vaultul ăsta nou adăugat în sezonul 6. What? Cum l-a deschis ăsta? Există așa ceva? Ai, că mai există vending machine dacă e. Bă, unde s-a dus, mă? S-a dus normal, nu? S-a dus la vaultul ăla imens. În dreapta este adăugată salutientina. Ok. Și a pus toate alea pe care le poți exploda acolo lângă ușă. Le-a dat foc. Și cum n-a murit de la ele? Și s-a deschis ăsta. Băi, cap, cred că. Bine, putem face și noi asta. Adică să luăm ăsta, așa. Și să-l aruncăm aici. Adică să tragem în chestiile astea acum cu arcul. Iar aici, normal, o să apară fluterele ăsta. Deci există chestia asta, adică vă garantez că există fluterele ăsta. Însă, asta se întâmplă în momentul în care atingi nu știu ce nivel în Battle Pass ca să deblochezi un anumit stil pentru o anomalie pe care o să o postez pe canalul secundar când o să ajung la nivelul ăla, că nu știu la cât e, la vreo 50-40. Există chestia asta. Însă, dacă te duci tu personal în locația asta unde este bunkerul ăsta imens, care, da, este un mister și nu știu când o să se deschidă, ei bine, aici vom găsi și noi bunkerul acesta lui Tientina, da? Nu zic nu, îl găsești, da? Dar dacă pui astea aici, de exemplu, dacă pui toate aceste lucruri acolo unde sunt și ăsta și le pui pe toate aici, uite, a explodat amândouă, mai adăugăm încă unul acolo dacă vreți să explodeze, hai, explodează și astea, mai repede. Aici găsești, două secunde, găsim o armă, așa, împingem și ăsta mai încolo și dacă tragem acum în ele, clar, nu o să se întâmple nimic, adică, da, aici este cap direct, deci... N-ai ce zici, uite, mai explodăm încă unul dacă vreți să vedeți, adică, na,
ăla a explodat fix acolo și nu se întâmplă nimic, da? Deci, vă dați și vă seama că nu se întâmplă nimic. Adică e puțin de fapt de aici, adică, na, altceva n-ar ce să se întâmple. Dar da, mai sunt și niște din astea care sunt chep, foarte chep, adică ăla chiar era chep, era făcut pe creativ. Deci la ăsta, în România, we say țeacă. N-ai mai la țeapă? Uite aici, țeapați asta pe TikTok, aici. Foarte mă băiți, cam asta a fost tot și pentru life-urile acestea intense pentru Fortnite de pe TikTok. Bineînțeles, dacă vreți și partea a doua, nu uitați voi susținerea asta imensă. Abonați-vă, dați un subscribe, anunță un ore pe șapăcel și bineînțeles, vom face și partea a doua, de ce nu? Iar în secțiunea de comentarii îmi puteți spune și părerea voastră despre aceste life-uri și bineînțeles, dacă vreți să fac partea a doua, pentru că trebuie să vă întreb. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe. Anunță un ore pe șapăcel ca să nu fii bocăncel și bineînțeles, folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!